Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor! Bine v-am regăsit la 90 de minute exclusiv aici la Bucovina TV. Este săptămâna mare, se apropie Paștele, suntem cu toții prinși de probleme, suntem cu toții prinși în trafic, după alergătură, după un lucru, după altul, după ceva de pus pe masă de obicei. În perioada aceasta, și nu degeaba se spune săptămâna patimilor, patimile pot căpăta diverse forme, de la patimi fizice până la patimi sufletești. Cele sufletești sunt cele mai periculoase pentru că pot răsa urme adânci. Din acest motiv, am încercat să aducem la emisiune astăzi, joi, înainte de Paști, să aducem doi oameni care încearcă de fiecare dată să descopere lucrurile frumoase din jurul lor și să creeze lucruri frumoase cu mâna lor și cu mintea lor. Poate, zic, că este vorba și despre suflet pe care trebuie să-l pui ca să realizezi ceea ce veți vedea mai departe. Astăzi, la exclusiv 90 de minute, i-am invitat pe doi artiști, este vorba despre soț-soție, doamna Maricica și domnul Florin Bejinari din Rădăuți. Bună seara, doamne, bună seara, domnule. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Doamna Bejinari, eu am să fiu mai tipic așa, dintr-un anumit punct de vedere, mai ca bărbat, așa și vă întreb, ce v-a determinat să vă apucați de pictat ouă? Pentru că trebuie să spunem telespectatorilor că în această seară nu vom vorbi despre ceea ce Bucovina în general are de oferit în condeierea ouălor, în chistritul, tradiționalul închisit despre care se vorbește atât și s-a făcut atâta tevatură și bine că s-a făcut și s-a spus, s-au făcut filme, sunt o întreagă, sunt și cărți despre arta închisitului. Noastră, veniți astăzi cu pictură pe ouă. Ce v-a determinat să faceți așa ceva? Și când anume v-ați hotărât să faceți așa ceva? Da, pe mine personal m-a determinat soțul meu, pentru că noi suntem căsătoriți de 28 de ani. Mulțumim. Iar după când noi ne-am căsătorit, soțul meu deja lucra ouă pictate, dar cu scene ușoare, cum ar fi iepuraș de Paști sau orice altceva, nu neapărat icoane. În timp, cineva, mai bine zis, regretatul Marcel Colibaba, a avut ideea să transpună icoana pe coaja de ou. Au încercat atât Florin, soțul meu, cât și soția lui Olimpia, care este de altfel și ea decedată. Și așa, din aproape în aproape, lucrând soțul meu, astăzi un pic, hai ajută-mă aici, hai te rog, fă și asta, am ajuns astăzi să fac și eu cât pot. Bineînțeles, soțul le termină ultima mână, ceea ce ține de finisaj. Acordul fin se numește. Ala cel mai important. Știți? Pusul emblemei și acordul fin. Știți că spune Made, era și un bug pe vremuri, tu nu pune aia, unul pune aia, munca și la sfârșit venea unul, spunea Made în și aia se vindea la momentul respectiv. Semnătura face totul, nu? Semnătura face mult. Și cine a determinat anume? Deci pot să spunem așa, cam la început foarte stângaci, foarte timid, fiecare aveam jobul nostru separat, în timp văzând că se caută, sunt apreciate, ne-au ajutat foarte mult niște străini, mai exact niște nemți, care, bineînțeles, lucrând primele ouă, erau lucrate stângaci, spunem noi, destul de, nu urâte, dar nu de calitatea la care sunt astăzi. La care ți-a ajuns astăzi, aveți atâta experiență. Dar ei totuși ne-au încurajat, au cumpărat de la noi foarte multe ouă, noi am prins curaj, Florin a citit foarte mult, s-a documentat și astfel de la an la an spunem noi că lucrările sunt tot mai bine realizate. Ați spus la un moment dat că fiecare avea slujba lui, fiecare avea jobul lui. Acum lucrați doar pictură naivă și pictură pe ouă. Asta înseamnă că, într-un fel sau altul, v-ați autoperfecționat. Da. Ați învățat undeva anume sau efectiv nu. Deci, după ce ați terminat ouăle din curte, ați trecut la ouăle vecinului, le-ați gândit pe alea, ați trecut la următoare? Deci, propriu zis, soțul este cel care s-a documentat, a citit foarte mult totul ce ține de pictura religioasă și nu numai.
Și el m-a învățat pe mine. Nu pot să spun că eu stăpânesc foarte bine, cum de altfel v-am și spus, dar împreună spunem noi că facem un lucru bun. Lucrăm și icoane, atât icoane pe lemn, pe sticlă, nu doar ouă. Ouă lucrăm mai mult. Acum, fiind în preajma Sfintelui Paște, am realizat mai multe ouă. Dar, mai ales la comandă, lucrăm absolut orice icoană. Am înțeles. Ați venit, o să faceți și o demonstrație, am să vă rog dacă să puteți să faceți și o demonstrație în această seară, pentru că frumosul cap poate căpăta multe forme. Domnule Florin Bejinar, dumneavoastră sunteți capul răutăților, am înțeles, din toată afacerea asta, nu? Eu nu contrazic pe soția mea niciodată. Ne punem de comun de acord de fiecare dată. Dar vorbim serios acum, cred că fiecare dintre noi ne naștem cu ne naștem înzestrați cu un anumit dar. Depinde de noi dacă urmează să îl dezvoltăm pe parcursul vieții noastre, dacă dorim să-l ignorăm, sau pur și simplu dacă rămânem la o anumită formă de dezvoltare. Cei trei talanți pe care îi îngropăm, îi strângem sau îi înmulțim. Părinții mei, Dumnezeu să-i odihnească, au vrut să facă din mine inginer, au vrut să facă din mine orice altceva decât pictor, pentru că atunci se spunea că pictorii vezi că sunt muritori de foame. I-am ascultat, am dat la facultate, n-am reușit, bineînțeles. Dar iată că în cele din urmă s-a dovedit că dacă ți este un dat, pe acela îl urmezi. Dar când v-ați apucat efectiv de treaba asta cu pictura pe ou? Adică când cum ați descoperit-o? Efectiv, că de la inginerie la pictură e un pic diferență mare. Efectiv, cum spunea și soția mea, colegul meu, prietenul meu cel mai bun, aproape frați, putem să spunem, regretatul ceramist Marcel Colibaba. El a fost cel care mi-a sugerat să fac lucrul acesta pe coaja de ou. Apoi am început să dezvolt tehnica. Am început să pictăm pe ou de lemn, cu culori de ulei. Am încercat tot felul de tehnici. Nu e greu să faci lucrul acesta tu singur, autodidact fiind, fără să ai în spate experiența unei alte persoane care să te ajute, să te îndrume. Însă eu, soția mea, nu o să mă contrazic, o să-mi dea dreptate, chiar de felul meu sunt foarte încăpățânat, mai ales din punctul ăsta de vedere, prin faptul că nu prea îmi place să mă las învățat de alții, vreau să învăț eu singur, așa cum pot. E un defect, recunosc, dar perseverând mi-am dat seama că pe parcurs ceea ce eu învățam singur se regăsea în alte tehnici de a picta. Există o tradiție, din ce ați studiat dumneavoastră, există o tradiție de pictură de icoane pe ou la noi, așa ceva? Ați găsit undeva prin... Știți cum e cu tradiția? Tradiția este ca și vinul. Vinul, cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun. Corect. Tradiția și ea, la rândul ei, trebuie să înceapă. Vinul începe prin a culege strugurii, ai pune să faci musul din el. Probabil noi suntem acum la faza în care ați făcut must. Sau strângem de-abia strugurii. Din punctul meu de vedere, că a început de la noi. N-aș putea să spun lucrul ăsta. Ați mai găsit prin țară? Prin unde ați fost? Prin Bucovina? Nu. La noi în țară nu, este în Rusia. Este o adevărat tradiție acolo, chiar... Pictura pe ou. Pictura pe ou. Se cunosc foarte bine ouăle de Fabergé, care probabil de acolo s-a dezvoltat această tehnică, dar la noi în țară, din câte știu eu, și fără falsă modestie, cred că noi am început să facem lucrul acesta. Apoi, pe parcurs, bineînțeles că alții, văzând ceea ce facem noi, au dezvoltat și ei la rândul lor, după puterile lor și după viziunea lor, pictura pe ou. Da, tot nu mi-a spus. Când ați simțit că ăsta e momentul, trebuie să vă lăsați de ce faceți și să-i spuneți, Doamnei, m-am hotărât, de mâine sunt muritor de foame sau devin un om bogat? În momentul în care am venit de la serviciu, când am luat un atelier de pictură, unde pe vremea regretatului scream minciuni, trăiască și înflorească și așa mai departe, în 93 am venit acasă și am spus soției, să știi că eu azi mi-am depus demisia și vom intra în șomaj, fără să-i spune nimic absolut, înainte. După ce eu deja fusesem dată în șomaj, imediat după Revoluție, că așa era. V-ați bucurat când ne-ați dat vestea, ce zice, sfârșit, amândoi suntem pe același palier, deci nu mai există discriminare între noi. Amândoi suntem șomere, minunat. Bineînțeles. Și atunci am început să ne ocupăm în mod foarte serios de lucrul acesta.
Am fost descoperiți de niște persoane din Germania. Prin 93, 94, 95 era valul ăla cu ajutoare, cum știu ce. Ei au văzut ceea ce facem, le-a plăcut foarte mult, au cumpărat din noi pentru a ne încuraja, probabil la început, pentru că acum, dacă e să mă uit în urmă... N-ați dat nici dumneavoastră bani pe... Cred că n-aș da nicio bani, chiar am găsit unele creații de mai de mult și, mă rog, da. Probabil asta e evoluția până la urmă. Și mai mult decât... Și Da Vinci a început așa, să știți că n-a creat numai minuni de la început. Știți cum e? Eu cred că până la urmă important este cât suflet pui în ceea ce pictezi. Pentru că dacă ne să extrapolăm puțin și ne uităm la picturile pe sticlă ale țăranilor, pictura de la... Că la Nicola a început acolo să dezvolte pictura pe sticlă, personajele sunt oarecum stângaci făcute. Nu au... Dacă nu ai o școală, dacă nu ai un mentor, dacă nu ai un maestru care să-ți explice, academica unei, complicat. Da, forma aia academică. Am o curiozitate. Primul ou, ce a fost? Ce a ieșit din mâna dumneavoastră? De care spuneați, domnule, ăsta e... Și acum Madonna de Rafael. Madonna de Rafael. O pictură catolică, da. Pe atunci nu prea înțelegeam ce înseamnă pictura bizantină. Mi se păreau chipurile asimetrice. Nu aveau legătură cu pictura aceasta realistă, pe care o vedem în... pictura religioasă catolică, ca să zic așa, sau, mă rog, în pictura în general, în portretistică. Pe parcurs mi-am dat seama de felul în care poate ca o icoană să transmită energii asupra celui care o privește, pentru că o icoană, de fapt, este nu reprezintă doar personajul istoric, aflat într-o anumită dimensiune a timpului. Iisus, spre exemplu, dacă e privit dintr-o pictură religioasă a marilor maestri, el apare ca o persoană fizică, ca om. Dacă îi luăm aureola deasupra capului, e la fel ca ceilalți. Nu ne dăm seama că este sfânt sau nu. În icoanele bizantine, deja fiecare sfânt, începând cu Mântuitorul, Maica Domnului și ceilalți sfinți, fiecare se delimitează prin faptul că ei sunt pictați ca și duh, ca și spirit. Din cauza aceasta... Da, ziceam primul, nu prima pictură religioasă pe ou, dar primul ou pe care l-a pictat. Ce a fost? Nu mai țin minte. Chiar nu știu. Probabil tot ceva de desene animate, de iepuraj, de habar n-am. Chiar nu mai știu. Care a fost momentul în care ați spus, hai să bănuiesc, nu prea știu cum funcționează, poate am să greșesc. Când ați reușit să faceți prima dată 10, 15, 20 de ou, să spun, hai să mergem să noi să reprezentăm cuiva. Chit că erau desene animate sau iepurași, da, ce? Bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, el obișnuia să meargă în Israel. Și într-o zi, povestindu-i ceea ce facem noi, avea și spiritul acesta întreprinzător. Antreprenorial. Așa. Mi-a zis, mai frumos, mi-a fost și mie vreo 50 de ouă din asta de lemn, să le iau cu mine acolo, să vedem de ce lemn se întâmplă. Da, pictam pe lemn. Așa mi-a zis el cel puțin. Atunci, primele ouă pictate pe lemn au fost la comanda lui. La rugămintea lui. Și am pictat. Așa au ieșit cum am putut și noi să le pictăm pe vremea aia. Mi-a zis că a ajuns acolo, le-a arătat unei persoane, i-a spus cât costă și în momentul ăla l-a vândut pe toate. Deci asta a fost prima... Bine, prima și, și prețurile erau oarecum derizori, însă pe noi, ne bucuram în primul rând faptul că ceea ce facem noi place și este apreciat de către alții. Asta a fost un stimul. După aceea am zis, hai să facem și altceva, hai să dezvoltăm, să mergem către miniatură și așa mai departe. De clicul, când ați spus că trebuie să renunțați la iepuraș, desene animate, și să treceți la icoane și sfinți, când s-a întâmplat? Sau ce v-a determinat să... A venit de la sine oarecum. Și cu prima icoană. A venit de la sine și cu prima icoană pe care am pictat-o, de acum spune soția mea, prima icoană pe care am pictat-o. Acolo, de fapt, am simțit dorința de a picta icoane și am extins pe icoană pe om. Când am primit o comandă de la părintele din sat, de unde este soția mea din Părhăuți, părintele preotul Vârlan Viorel, dumnealui, ne-a dat prima comandă, hramul bisericii de la Părhăuți, este icoana tuturor sfinților, așa, este
Sărbătoarea Tuturor Sfinților, și aceea a fost prima icoană pe care am pictat-o. De acolo a început toată povestea, practic. Cam cât de dificil este să pictezi un ou de... Doamna acum pictează pe ou de... De gâscă. Asta e... Bănuiesc că se întâmplă cumva îl goliți, nu goliți. Da. Deci, care e tehnica? Etapele propriu-zise ar fi așa. Bine că noi de obicei cumpărăm ouăle gata golite. Dar dacă nu avem golite, le cumpărăm și așa și facem, prima etapă este să le golim, facem o gaură, cu ajutorul unei seringe extragem conținutul, tot cu o seringă introducem apă, le clătim foarte bine și le lăsăm așa o noapte la uscat, să scurge toată apa. După aia, prima etapă urmează desenul, cum se văd și aici. Se face desenul icoanei pe care dorim să o pictăm. Apoi aplicăm foița de aur, doar unde, depinde, sunt scene unde folosim foița de aur doar pentru aureole sau întreg fondul, cum este de exemplu ăsta. Aplicăm foița de aur și după aia, dacă ouăle sunt împărțite doar în două sau în patru sau doar o scenă religioasă, atunci facem un fond de culoare pe partea cealaltă, o cruce ornamentală, dăm cu un lac, lăsăm de pe o zi pe alta să se usuce și apoi trecem la pictura propriu-zisă. O să vreau să dați paharul un pic pe partea dreaptă ca să... Da, mai bine. Ca să vadă mai bine. Da. Propriu-zis, continuați. Da, apoi după ce eu fac, aplic un prim strat de culoare și fac foarte puțin din detalii, le preia soțul meu. Adică munca o faceți voastră, soțul e cu... Da. Cu detalii. Mi se pare și corect. După aia se întorc din nou la mine și le aplic un strat, un verniz de tempera, lucrăm de altfel cu culori tempera, în mai multe straturi aplicăm lacul. Protejează atât culoarea, dar mărește și dă oarecum rezistență cojii de ou, fiind un pic... Cât sunt de fragile aceste opere pe care le creați noastră? Sunt ouă, deci inevitabil sunt fragile, dar nu la fel de fragile cum ar fi dacă ar fi pline. Fiind pline, ar fi mai grele și atunci un mic, dacă impact. Le scăpăm cât de puțin, așa s-ar putea crăpa mult mai ușor. După cum spuneam, lacul protejează și întărește oarecum și coaja și să știți că noi am trimis în străinătate de nenumărate ori și nu am avut niciodată probleme. Dacă sunt bine ambalate, nu se întâmplă. Poate ajunge. Le sfințiți sau există? Nu. Noi nu le sfințim. Nu știu ce fac cu ele persoanele care le cumpără sau mai departe. Noi doar le pictăm. Pentru sfințire e același procedeu, domnul Florin, ca la icoane sau care e procedura? Că nu-mi dau seama. N-ar trebui să ele se despar puțin de icoane. Cred că n-ar trebui sau... Pentru că icoana este icoană prin însăși definiția ei care înseamnă... Mă rog, icoana înseamnă chip. Și icoana adevărată este cea care este pictată pe lemn. Ceea ce facem noi, și icoana se sfințește. Ea nu devine icoană decât după momentul în care a fost sfințită. Ceea ce facem noi nu sunt icoane, sunt doar reprezentări ale unor scene biblice, a unor scene religioase, pe coaja de ou. Dacă cineva dorește să le sfințească acum, cum este perioada Paștelui, este... un moment cât se poate de oportun pentru așa ceva. E opțiunea fiecăruia. Da. Acum am să spun telespectatorul un moment pe care l-am trăit alături de dumneavoastră, când în centrul Sucevei există târgul de Paște. Vreau să vă spun că eram alături de standul familiei Bejinari. Discutam despre emisiune, cum aș dori să invit pe dumneavoastră la emisiune. Ei sunt aici și ne pot spune direct. Am văzut o doamnă care a luat un ou de gâscă pe care a pictat o icoană, nu știu exact ce icoană era, drept este că puțin pe mine m-a blocat momentul respectiv, și a făcut cruce și a pupat ou, după care l-a pus înapoi în suportul acela în care dumneavoastră îl vindeați. Vi se întâmplă de multe ori treaba asta? Nu de foarte multe ori, dar ceea ce îmi bucură pe noi este faptul că ele sunt apreciate. Acum nu știu dacă... cât de interpretabil poate fi lucrul ăsta. Pe mine m-a spus în dilemă, n-am văzut scena asta și... Eu vorbeam cu dumneavoastră, venise doamna, mi-aduc aminte foarte clar că m-am întors pe dreapta, am văzut, scena mi-a rămas întipărită în cap. Știți cum e, dacă îți manifesti dragostea față de
un simbol de un simbol de religie, da. Nu este greșit. Adică da, nu trebuie să intrăm în nu critic, Doamne ferește, nu reproșez. Vreau să văd, vi se întâmplă des lucrul ăsta, pentru că eu rar văd reprezentări religioase pe ouă și mai respectate. Da. E foarte complicat să vezi așa ceva și e și foarte, foarte rar în același timp. E o situație destul de delicată, pentru că s-ar putea să alunce în partea cealaltă, în care icoanele să fie cumva confundate cu ceea ce facem noi și să creeze confuzie. Nu vedeți că trăim într-o lume a confuziilor și atunci lucrurile astea de... Da, e la limită. La un moment dat pot să spună că, domnule, erezie ce faceți voastră. Da. Ce e cu asta? Ne-am întâlnit de foarte multe ori cu lucrurile acestea, cu... persoane care încercau să... De fapt, noi suntem, cumva, suntem la mijloc, între arta tradițională și arta creștină. Dacă mergem la o biserică, vă dau un exemplu. Da. Dacă mergem la o mănăstire să ne vindem produsele, ni se spune că da, noi le-am luat cu plăcere, dar nu fac parte din canoanele bisericii și ele sunt frumoase, într-adevăr, dar nu s-ar putea vin de aici. Da, bine, nu la toate mănăstirile, dar sunt și sunt excepții care le primesc. Bun, dacă am încercat să mergem la Muzeul Țăranului Român, cu ceea ce facem, am zis, dacă nu e vorba de biserică, poate fi vorba de tradiție. Aici nu vă putem primi pentru că nu fac parte din tradiție, știți? Adică noi suntem cumva... Păi dumneavoastră începeți tradiția, de pe ați început tradiția. Noi am încercat să explicăm lucrul ăsta, probabil că în timp ele vor, de-aia spuneam că tradiția ca și bine, în timp poate se vor deveni integra mai valoros. Da, totul are început la... Să nu uităm că la început răul erau doar roșii. Apoi, sufletul țăranului a început să-și pune amprenta asupra lui, înfrumusețându-l cu două, trei linii, cu două, trei simboluri. A venit cineva într-un alt an și a creat o altă... Pătrunjel, s-a văzut că din greșeală. Da. Din greșeală am scăpat la... Din greșeală s-a la vopsit, am scăpat o frunză de pătrunjel. Păi ce frumos, mai de mine. Stai așa, hai să o luăm de la cap. Da, sigur că da. Și din aproape în aproape s-a ajuns ca să fie... Eu cred că diseară soția mi-a programat vopsitorilor cu ciorap, cu atâta treaba, nici nu vreau să vă spun cam cât. Și asta pentru că am o fetiță de 6 ani și jumătate, care pentru ea e momentul ăla. Vopsește ouăle. Vă dați seama cam ce va fi în bucătăria asta. De copilărie și momentele astea. Termine emisiunea pe undeva pe la ora 11-12 ca să ajung acasă după ce se termină povestea. Să fie gata făcute, nu? Spuneți-mi, ați avut vreodată solicitări pentru a picta pe nou și alte imagini la comandă, de exemplu imaginea unei personalități sau imaginea unei mașini, nu știu, nici n-am idei, de-aia vă întreb. E o întrebare foarte bună, tot felul de... Absolut orice. Deci mi s-a întâmplat să pictăm, spre exemplu, de la știu eu, la un moment dat promoția unei clase în care erau 40 de copii de la o clasă de muzică. Pe un ou? Pe un ou destruț. Pe un ou destruț. Și ideea era că, pe un ou destruț, ideea era că trebuiau fiecare să aibă cât să exprime câte ceva din personalitatea fiecare. Și ați avut comandă de 40 de ou, că fiecare vrea să... Nu, pe un singur ou reprezentați 40 de persoane dintr-o clasă. Cum l-au împărțit ouul ăla? Că fiecare vrea să-și aibă ouul la casă, nu? Nu, ouul acela dorea să fie dăruit... mă rog, nu știu, dirigintelui, profesorului care răspundea de clasa respectivă și ca să aibă amintire pe toți copiii au... Și ați reușit? Ați făcut așa ceva? Da, în urmă cu foarte mult. Da, și asta tot din partea persoanei despre care vorbeam din Germania, care ne-a ajutat foarte mult. Și tot de la dumnealui am avut, pentru prima dată, am lucrat ouă de struț tot pentru el. Și mai mult decât atât, cum nu avem aici... propriu zis, găoace de ou de struț, pictură în interior. Deci a ieșit puiul de struț, ceea ce rămâne spart un sfert sau mai bine și finisat bine găoagea în interior și pictură în interior. Am pictat în interior flori, animale, icoane. În ultimul timp absolut, da. Și în ultimul timp, că se pretează foarte bine nașterea Mântuitorului. Da. Am înțeles. Domnul și domnilor, luăm câteva secunde de publicitate, revenim după pauză.